miercuri, o femeie în vârstă de 27 de ani din Vulpășești și copilul său, un băiețel de 2 ani, au fost transportați la spitalul din Roman după ce au căzut din tren. Ulterior, copilul a fost transferat la clinica de neurochirurgie din Iași, starea copilului fiind acum stabilă. Este vorba despre o femeie de 27 de ani, cu domiciliu declarat în Vulpășești, însoțită de un copil născut în mai 2017, cu domiciliu declarat în Bălușești. M-au fost aduși în jurul orei 14:45 la CPU Roman cu cădere accidentală din tren, iar bilanțul lezional a fost următorul. Femeia nu a avut leziuni care să-i pună viața în pericol, era conștientă, stabilă, fără semne neurologice de focar, prezentând o plagă parietală și o plagă cot drept. În schimb, copilul avea leziuni mai grave, în special în zona craniană, și ne referim aici la o fractură cominutivă cu deplasare parieto-occipitală dreaptă, la fine contuzii hemoragice cortico-subcorticale parietal dreapta, un hematom epicranian parieto-occipital drept și o fractură fără deplasare la nivelul ramului pubian drept al bazinului. În urma bilanțului lezional efectuat în CPU, s-a considerat că leziunile cu însemnătate mai mare sunt reprezentate de leziunile craniocerebrale, astfel încât pacientul a fost direcționat în cursul după amiezii de ieri la Spitalul de Neurochirurgie Iași, însoțit de mamă. Copilul era în stare conștientă? Era în stare conștientă, dar leziunile craniocerebrale aveau o gravitate mare. Vorbim de fracturi și chiar contuzii hemoragice. Primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului a rezultat faptul că o femeie de 26 de ani din Salna a urcat pentru a conduce o rudă în jurul orei 14 într-un tren care circula pe relația Bacău-Iași, fiind însoțită de fiul minor de 2 ani. În timp ce aceasta era cu ruda respectivă, trenul s-a pus în mișcare, moment în care femeia de 26 de ani a intenționat să coboare, însă s-ar fi dezechilibrat, rezultând bătămarea corporală atât a sa cât și a minorului. În urma leziunilor suferite, ambilor le-au fost acordate îngrijiri medicale de specialitate, iar în cauză urmează cercetările pentru comiterea infracțiunii de bătămare corporală din culpă. Ne puteți spune cam de la ce distanță din gară a sărit doamna sau știți? Din informațiile pe care le avem până în prezent, se pare că este vorba despre aproximativ 300 de metri față de gară, însă pe triajul gării în CFR Roman. Interesant este că angajații CFR au aflat doar din presă despre eveniment, deși întâmplarea a avut loc pe teritoriul gestionat de ei.